Deci vă salut astăzi, după cum vedeți, am, pentru prima vă pare că am două iPhone, dar nu este, am un iPod și un iPhone. Vă arăt în prim plan lățimile. După cum vedeți, iPod-ul este de două ori mai subțire, dar interfețul de pe față este fix același. Interfețul de pe spate, cu scrisul iPod. Interfețul din spate la iPhone, cu scrisul iPhone 8 GB. Acesta este un iPhone 3G. Interfaț de iPhone. Interfaț de iPod. Pe față avem fix aceleași după idee, numai că iPod-ul este pentru muzică, video, aplicații, jocuri, are Wi-Fi, are absolut tot, pe când iPhone-ul, diferența la iPhone este între ceea că poate filma, dar camera, după cum știm noi, nu e maximum, doar 2 megapixeli și nu face video. Deci, muzică în iPhone nu prea găsim. Telefonăm, asta e unicul plus, dar pentru comparație putem să cumpărăm un telefon de 20 de euro și acest iPod de 200, ieșim la 220, pentru că ăsta costă 600 și este mult mai greu și mult mai incomod. Dați să vedem viteza. E fix aceeași. Tot una. Mai departe. Dați să vedem scrolling de imagini. Vedeți? E fix. Fix. Nicio diferență. În rest, avem așa și așa. Auriculare 3,5 mm, butonul pentru a bloca și a stânge telefonul. Jos avem microfonul. Nu, microfonul partea asta, aici este dinamica. Aici pentru a încărca jack-ul, volumul, silențioză, silențiu. Partea asta nu avem nimic. Pe când iPod-ul este o leacă mai strict cu funcții. Volumul blocat, de acum nu este în partea asta, dar în partea asta, nu e aici, dar nu, diferență e. Partea asta nimic, jos un dinamic. Un auriculare 2,5 mm, noi 3,5 mm și acesta este la fel memorie de 8 GB, deci memoria aceeași, memoria internă 8 GB. Mai departe. Ce pot să vă zic eu? Pentru mine nu sunt parte la iPhone, nu sunt parte la iPod, dar stă mult mai simpatic și mult mai frumos un iPod, mai micuț, display e tot, e fix același, cu nimic nu mai mic, nici mai mare, e fix tot același. Interface-ul, tot e egal. Nu poți să spui nimic în plus. Unicul ce n-are, nu poți suna și n-are video, dar video nu vorbim, rămâne fără vorbe și sunat, cumperi un telefon mai ieftin și n-ai treabă. După idei. iPhone-ul, după idei, are un ecran mai performant, mai multi culori, mai contrast și mai frumos. iPhone-ul nu e așa fain ca iPod-ul, dar sunt, după idei, sunt tot aceleași. Deci, după părerea mea,
face să cumpere ambele aparate, dar cel mai tare mi-a plăcut iPod-ul. Poți încărca aplicații, jocuri, absolut tot, are Wi-Fi, are tot și costă doar 200 de euro, pe când acesta costă 600 de euro și nu este cu nimic mai bun. Deci, totul rămâne după cumpărător și după dorință și după buzunar. Eu vă zic la revedere, sper să ne vedem la